Bun găsit! Unul dintre cele mai frumoase aspecte ale postului este că ne provoacă imaginația. Deși trăim cu impresia că mâncarea trebuie să fie a noastră când suntem condiționați de ingrediente și alimente, colega mea Anca Lungu demonstrează cum poți descoperi, de fapt, lucruri gustoase pe care nu le-ai face în mod obișnuit. O să vedem cum lipsa cărnii ne provoacă și ne dă libertate să experimentăm pentru a face lucruri extraordinare. Bun găsit! Suntem nu într-o bucătărie, ci într-un loc foarte boem, așa mi-am putea spune. Suntem la Cappers. La toate locurile fără bucătărie sunt boeme, nu? Așa e. Genul ăsta. Da, dar sunt boeme, dar avem și bucătari. Nu, chiar dacă nu avem bucătărie, avem un bucătar. Da. Iar un bucătar adevărat poate să gătească și în afara bucătăriei. Am o salată foarte simplă, cu sfeclă coaptă, mere, care încă se găsesc, andive, e timpul lor și se găsește andive românești, niște apio și... Salată verde. O să facem un sosuleț cu muștar. Niște brânduși. Da, niște brânduși, dar pasta nu le mâncam. Că ai fost drăguț și mi le-ai adus. Da. Să facem vinagreta, care e o chestie simplă. Eu voi fi asistentul tău. Îmi spui doar de ce ai nevoie și îți voi oferi cu mult drag. Niște muștar din ăsta francezesc cu boabe. Cam 3 lingurițe cu vârf, am văzut eu. Depinde de câte victime sunt la masă. Așa, noi avem o echipă întreagă de hrănit. Dumneavoastră nu vedeți, dar sunt foarte mulți oameni în jurul nostru și Răzvan s-a gândit să-i hrănim pe toți, așa că vom face o salată uriașă. Cât de uriașă putem în condițiile de față, pentru că e post și trebuie să ne gândim sigur că să fim lucrurile cumpătați. Se fac cu măsură. Da? Adică e. Mai mult de o lingură la fiecare membru al echipei nu cred că o să putem scoate. Dar în fine, facem tot ce putem. Bun, am amestecat niște miere. O proporție sună foarte bine. Pe care o mai reglăm, dacă e prea multă miere, mai punem muștar. Întotdeauna lucrurile se rezolvă. Ulei de măsline sau ulei vegetal. Dacă vrem să obținem efecte mai spectaculoase, sigur, putem să folosim un tel și o să se lege altfel consistența sosului. Cred că o să-i pun și un pic de ceapă verde, așa, ca să ne simțim mai primăvărateci. Îl luăm pe cel mai mare dintre boluri? Așa. Un bol uriaș. Pentru că avem o echipă de filmare de hrănit. Da. Și punem aici apio, adică țelină. Rădăcină, tijă de țelină. Tulpină de țelină. Andive. Mere vers pe care le-am tăiat cu mânuțele astea două. Și cu multă dragoste. O pun și pe asta ca să... Să fie echilibru. Nu jinduiască echipa la ea. Destul de multe chestii pe aici. Așa. Bun, o să le pun totuși un pic de sare. Puțin piper. Le mixăm puțin înainte. Să că l-am să o pun la sfârșit pentru că ea colorează după aia totuși și e destul de neplăcută situația. Sfecla e una dintre legumele mele preferate și știi că în zona Bucovinei, de acolo de unde sunt eu, se face ciorbă de sfeclă roșie, care este foarte gustoasă. Frații noștri ucrainieni, știu că... Da, și Ucraina e foarte aproape și avem foarte multe minorități, printre care și ucrainienii, care ne-au dăruit această rețetă. Bunicile mele, în timpul postului, o făceau de cel puțin 4-5 ori. Am mixat toate chestiile verzi. Îmi dau un pic de sosuleț din asta, care vezi că e destul de onctuos. Puțină ceapă verde. Un contrast frumos și un gust care vine puțin să facă totul mai pe... să arate a mâncare mai serioasă. Adică ce are ceapă e mâncare serioasă. Câteva frunzulițe de la apio. Da, să punem aici undeva. Câteva petale de brândușe. Așa, ca să fie primăvară. Salata e gata, arată foarte bine. Salată echilibrată, i-am spus. Nu, așezată. Așezată. Salată așezată. Pentru că e cu sfeclă. Cu sfeclă roșie. Și sfecla e bine așezată în pământ. Cu andive, mere verzi și apio. Miroase foarte bine. Sosul este delicios, l-am gustat deja. Răzvan, îți mulțumim că ne faci postul mai gustos, mai sănătos și mai divers. Și mai ușor. Și mai ușor. Da. Să ne fie de bine. Numai de bine. Dacă aveți sugestii sau întrebări, nu ezitați să ni le adresați pe pagina de Facebook a emisiunii. Ne reîntâlnim și mâine la aceeași oră pentru că vrem să auzim numai de bine.